Hei, bună ziua! Spre seara, așa. Bună seara, Facebook, bună seara, Instagram. Ce faceți? Cum sunteți? Până începe să intrați și să spuneți dacă mă aud și mă văd bine. Ceea ce cred că se întâmplă, să mă aud și să mă văd bine, dar o confirmare nu strică. Din nou, mai ales pe Instagram, unde nu am microfon de la căști. Elena, bine ai venit! La mulți ani! Bun! Cristina pe Instagram! Bună! So, Gabriela Umurelu și maci în spate. Maci. Am căutat un loc așa frumos cu maci. Am găsit unul cu super mulți maci, însă dincolo de el aleargă copii. Copii din ăștia modelul Red Bull, cu al meu în frunte. Și se aude și se vede foarte bine, perfect, pe Insta, pe Facebook. Hai să vedem dacă și pe Insta mă văd și mă aud bine. De văzut mă văd și eu că mă văd. Cu mare drag. So, Gabriela Ungurelu, pentru cine mă aude prima dată, că poate o să mă vezi pe Facebook, pe YouTube, mai târziu. Poate pur și simplu o să-ți apară un video cu mine și vreau să știi că sunt Gabriela Ungurelu, sunt life coach, sunt creatorul programului de înțărcare blândă cu Gabriela Ungurelu și programului Oameni Mari. Dacă programul de înțărcare este un one-off, adică ai nevoie de o singură ședință și, evident, să-ți faci temele, acele teme despre care tot vorbesc, în Oameni Mari călătoria este mai lungă. Ea durează 6 luni și fiecare lună are o temă. Iar în 6 zile, săptămâna asta, am decis să vorbesc pe larg așa despre fiecare lună în parte. Da? Cam la ce să te aștepți în Oameni Mari. Da? So, am ajuns astăzi la ziua 5. Da? La ziua 5. Am trecut prin cine sunt eu, am trecut prin eu și banii, am trecut prin eu și relațiile mele și prin eu și sufletul meu. Și acum am ajuns la eu și vindecarea mea. Bună, Marilena! Mulțumesc pentru inimioare tuturor! Și mă face așa să mă simt specială. So, Oameni Mari are partea asta de organizat. Da? În fiecare lună, așa cum v-ați dat seama deja, dacă ați urmărit și live-urile din zilele trecute, dacă nu, vă invit să le urmăreți aici pe IGTV sau pe Facebook, pe pagina mea de Facebook sau pe YouTube. Pe YouTube mai găsiți și niște testimoniale, în plus față de Instagram și de Facebook, testimoniale cu oameni care au trecut prin Oameni Mari. Și o să vedeți acolo, chiar astăzi mi-a trimis o zână un video și zice, am un video pentru tine, zice, pot să-l editezi. Și a zis, da, nu editez nimic. Pur și simplu, e despre a fi tu, exact așa cum ești. Și așa cum ziceam acolo, nu, dacă aș edita, mi se pare că e ca și cum pui un filtru când apar pe Insta sau pe Facebook. No, și nu știu, pentru alții poate are sens, pentru mine nu are sens, pentru că cine ești, ești oricum. Și ești cine ești atunci când nu te vede nimeni și când nu te observă nimeni. Și așa că, na, atunci trebuie să trăiești cu tine, așa că mai bine trăiește cu tine tot timpul, că e mult mai simplu. Viața mea e mult mai simplă. Și în perspectiva din care vă vorbesc azi, cumva bate cu asta, pentru că este vorba despre luna vindecării, eu și vindecarea mea. Și vreau să vă povestesc cum am intrat eu în lumea coachingului și am aflat de acest termen de healing și am zis, mamă, vindecări. Vindecări, wow, facem vindecări, vindec tot. Tot vindec, ce e de vindecat, perfect, îl vindec eu. Însă, după ce am făcut asta câțiva ani, vreo 2-3 ani, m-am dus după vindecare, aveam ca obiectiv vindecarea și m-am tot dus după vindecări și cu dorința de a vindeca, de a vindeca, de a vindeca. Bună Denisa, bună Cristina pe Instagram, bună Lily. M-am dus după dorința asta de a vindeca și la un moment dat, de asta zic, după vreo 2-3 ani în care am tot vindecat și în care am tot vânat orice promitea vreo vindecare, am realizat, am avut așa o epifanie în care am realizat că de fapt
nu se vindecă nimic. Am realizat că, de fapt, vindecarea înseamnă eliberare. Vindecarea înseamnă acceptare. Vindecarea înseamnă să nu mai fugi de lucrurile care ți s-au întâmplat, de lucrurile care ți se întâmplă și mai ales să nu le mai bagi sub preș. Și, practic, pentru că, practic, ce s-a întâmplat în trecutul tău e bun întâmplat. Da? Ce s-a întâmplat în trecutul tău, aia e, cu aia defilezi, trecutul tău este ceea ce te-a făcut să fii cine ești astăzi și dacă ți-ai șterge cu shift-delete ca la calculator, da? Dacă ți-ai șterge cu shift-delete trecutul, acesta fiind modul în care această noțiune de healing e folosită așa pe toate gardurile, asta ar însemna să dai shift-delete la bucăți din tine. Da? Și nu, cum ar fi să fii fără o mână, să fii fără un picior, să fii fără... Nu ai cum. Da? Nu ai cum. Vindecarea este asta. Este eliberare, conștientizare, acceptare, înțelegere, pentru că uneori să înțelegi ce s-a întâmplat într-un context sau altul, pur și simplu te ajută pe tine să depășești nivelul în care ești și să te duci spre nivelul următor, să lași în urmă poveștile cu care ai venit sau pe care le-ai dobândit pe parcurs. Astfel încât... Hei, Anca! Bună! Anca pe Facebook, Maia pe Insta. Cine mai e? Dana pe Insta. Hello! So. Tu-tu-tu. Ok. So, vindecarea... Este asta, este despre asta. E posibil ca pe Insta să mi se termine bateria la telefon, deși nu înțeleg de ce, că era vreo 60%, dar hei. Dacă se termină, o să-l urc pe acesta din Facebook, pe care la sfârșit o să-l și salvez, ca să-l pun pe YouTube. So, dacă mă întrerup pe Insta, mă vedeți, uite așa, chiar că fac așa, văd în ambele ecrane, știi? Că degetul meu începe într-unul și se termină în celălalt. Mă vedeți pe Facebook. Sau vindecarea este despre asta, despre eliberare. Da, sunt tehnici de vindecare și eu am făcut cursuri de vindecare, am făcut Theta Healing, am făcut Timeline Healing, am făcut Quantum Healing, am făcut... ce am mai făcut? No, și încă câteva metode din astea de eliberare emoțională care nu au neapărat healing în nume, dar cert este că am făcut niște cursuri... Însă, în ședințele cu mine, în ședințele de 1-1 pe care le aveți în fiecare lună cu mine, acolo ne ducem personalizat pe materialul clientului, dincolo de informațiile generale și temele generale pe care le ai de făcut ca să îți dai jos de pe tine cei de dat jos. Hei, Corina! Bună! Ce mă bucur să te văd, Mihaela, Gabriela! Sau... So, în luna vindecării, la fel ca și în celelalte luni, ai o meditație, ai temele pentru acasă, da? Exerciții de eliberare emoțională cu care înveți să te joci în oameni mari și cu care pleci după aceea. O zână chiar spunea astăzi în testimonial și asta a fost și intenția mea odată ce am creat programul acesta, să fie un program care să te ajute să strângi așa ca într-o gentuță de magician toate lucrurile de care ai nevoie pentru situațiile care pot să apară în viață, pentru emoțiile pe care le pot simți, pentru că asta zic tot timpul, practic suntem 8 miliarde de oameni, n-am două mâini, așa că arăt cu una aici, sus de tot, 8 miliarde de oameni și o singură listă de emoții. Și toți trecem prin ele. Vreau să vă spun că lucrez cu oameni obișnuiți, adică cu o viață firească, normală, în termeni decenți. Și lucrez cu oameni care vin din familii cu foarte mulți bani, oameni care au crescut fără nicio grijă din punctul ăsta de vedere și ce să vezi, sunt tot oameni. Prima oară când au început să-mi vină oameni din ăștia în coaching am zis, wow, ce tare, mi s-a schimbat frecvența în așa, de așa natură și așa, însă am constatat că indiferent dacă ai crescut cu privilegii sau nu, tot om ești și tot emoții ai. Da? Și șocul mare pe care l-am avut a fost că blocajele pe bani sunt la fel ca la toată lumea. E la fel ca la toată lumea. Efectiv, e la fel ca la toată lumea. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe toți perfecți și desăvârșiți. Însă, odată ajungi aici,
spunea o zână astăzi în testimonial, Diana, că cel mai de impact moment din Oameni Mari a fost un moment într-o meditație în care începe cu mă iubesc pentru curajul de a mă naște. Și practic asta se întâmplă. În momentul în care te naști, ești nou-nouț în țiplă, după aceea încep să se activeze toate programele, toate programările, încep să se activeze toată moștenirea, da? Moștenirea pe care o ai de la tine, din neam, de pe neam, și lucrurile astea sunt de eliberat, sunt de înțeles, sunt de căutat, sunt de explicat. Într-un cuvânt, sunt de vindecat. Însă vreau să rețineți din live-ul de astăzi noțiunea asta, că vindecarea înseamnă eliberare, că vindecarea înseamnă acceptare, că vindecarea înseamnă modalități și instrumente care să te ajute să trăiești frumos și bine, chiar dacă ți s-a întâmplat și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Da? Dacă iei la bani mărunți pe oricine, o să vezi că fiecare dintre noi avem povestea noastră. Fiecare dintre noi. Și așa cum vă spuneam, atât oamenii care au crescut în comunism în România ca noi, cât și oamenii din afară care au crescut în pace, în frumos și în bunăstare. Da? Tot oameni suntem, tot aceleași povești, tot în lista aia de emoții ne perindăm toți. Așa că luna vindecării este despre asta, despre eliberare și despre acceptare și despre făcut sens. La ce, Doamne, se întâmplă, la ce, Doamne, simți și să înțelegi, te ajută luna vindecării să înțelegi că ești perfect sau perfectă și desăvârșit sau desăvârșită, exact așa cum ești. Iar dacă ceva nu este așa cum ți-ai dorit tu, nu este pentru că e ceva în neregulă cu tine. Da? Dacă ceva nu este așa cum ți-ai dorit tu, pur și simplu mă uitam că sunt aici, no? Am găsit acest background frumos cu maci, mie îmi plac florile enorm de mult, sunt leșinată după flori, dacă ar fi să mă pui să aleg între lucruri de uz zilnic și flori, ai fi surprins ce aleg eu. Cristina Porum zice, ador, pe Facebook, zice, ador meditația de care ai zis, mi-a mers direct la suflet. Mm-hmm. Exact. Și eram aici și căutam un loc cu maci și sunt practic într-o zonă în care se construiește. Se construiesc case și chiar mă gândeam că aici e câmp, da? Aici e câmp, n-a fost nimic și mă gândeam că, vezi tu, vindecarea este la fel ca și construcția unei case, da? Dacă pământul e mlăștinos sau are ceva sau știu și eu, sau dacă, uite, cum e aici, e în câmp, pământul n-a avut nimic aici. Au adus canalizare, au făcut drumuri, au tot. N-au zis că câmpul ăsta nu-i bun să ridici o casă. Nu, s-a făcut ce era de făcut, astfel încât să se creeze mediul propice și să se creeze condițiile propice pentru a construi o casă. Exact așa e și cu vindecarea ta. Nu e nimic în neregulă cu tine. Ce ai de făcut e să aduci o canalizare, să faci un drum, da? Să-ți faci un drum ca să ajungă lumea la tine, să-ți aduni niște oameni din comunitate, pentru că uite aici câte case sunt, e o zonă din asta de suburbie, ca în America, e foarte, foarte faină și practic asta ai și tu de făcut. Dacă vrei să ai o casă frumoasă, și când zic o casă, înlocuiește casă cu viață, vrei să ai o viață frumoasă, atunci, la fel ca și la construcția unei case, adu-ți materiale de bună calitate, investește în finisaje, în finisaje, da? În detalii fine. Da? Investește în detalii fine, vezi care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru tine, pentru că nu știu voi cum sunteți, dar eu când eram în mentalitatea de lipsă, nu înțelegeam sensul multor lucruri pe lumea asta, mamă ce de soare, nu înțelegeam sensul multor lucruri pe lumea asta, pentru că nu vedeam de ce ți-ai cumpăra aia sau de ce ai face cealaltă, însă în momentul în care am început să intru pe drumul ăsta, am realizat un lucru care pe mine m-a impactat foarte mult, și anume că iubirea dintre părinți și copii și iubirea dintre copii și părinți, da? Deci în ambele sensuri, este singurul, unul dintre puținele lucruri permanente pe lumea asta. Da? Pentru că asta este.
mama e mamă, tata e tată, poate să tune, poate să fulgere, poate să crăpe pământul, mama e mamă, tata e tată. Și în momentul în care am avut realizarea asta, că asta e un lucru permanent, în contextul în care viața e un șir interminabil de schimbări, am început să caut lucruri permanente. Ce altceva mai este permanent pe lumea asta, astfel încât să-mi investesc timpul, energia și resursele în lucrurile astea permanente. Și nu, am mai găsit unul de atunci. Dacă mai știți, vă provoc să-mi spuneți. Al doilea este că ceea ce ai venit să fii aici, pe lumea asta, ca om, vei fi indiferent câte ocoluri în jurul pământului vei face sau câte ocoluri în jurul cozii, propriei cozi, vei face. Și în momentul ăla am început să investesc foarte mult în mine. Așa cum vă spuneam, cursuri am făcut nenumărate, am fost prin toată lumea, toate cursurile pe care le-am făcut, le-am făcut pentru mine, le-am făcut pentru a-mi găsi pacea mea interioară, pentru a înțelege cine sunt, pentru a ști de ce sunt și pentru a înțelege ce am de făcut. Și, practic, așa cum vă ziceam, în primii 2-3 ani am căutat vindecare. După aceea am decis că, bă, stai puțin, că mă uit în direcția în care nu neapărat mă interesează. Mă interesează să mă îndrept spre fericire, mă interesează să mă îndrept spre liniște, mă interesează să mă îndrept spre o viață trăită frumos. Dacă pe parcurs asta înseamnă uneori vindecare, uneori construcție, uneori... Da, v-am zis, analogia asta cu casa mi se pare minunată. Exact ca atunci când îți construiești o casă, așa atunci când îți construiești fericirea, ai să-ți aduci canalizare, ai să-ți aduci un drum, ai să-ți aduci finisaje pe care le preferi, ai să te duci și să alegi, da? Ce pui în casa ta. Exact așa și cu programul ăsta de oameni mari, practic în fiecare lună înveți și înveți să inviți și înăuntrul tău și în afara ta lucruri care te țin din a fi cu adevărat fericită. Lucruri care te țin din a înțelege cine ești, din a înțelege cum să te îndrepți într-un mod eficient, conștient și rapid spre ceea ce-ți dorești. Așa că asta e luna vindecării, teme, meditație, ședințele de curs, ședința de 1-1 cu mine în care intrăm acolo unde este nevoie, cât de profund este nevoie, cât de mult este nevoie. Și atunci când e vorba de luna vindecării, ședințele sunt interesante. Uneori se duce, în direcții la care nici nu te-ai fi gândit. Însă, pentru asta, te invit în oameni mari. Începem pe 1 iunie. Poți să-mi dai un mesaj pe pagina de Facebook sau pe profil sau pe Instagram și îți voi da toate detaliile. Dacă îmi scrii pe pagina de Facebook, le vei primi automat. Astfel încât ne vedem mâine cu luna a șasea, luna schimbării și adaptării. Așa cum spuneam mai devreme, viața nu e altceva decât un șir interminabil de schimbări. Astfel încât mâine, ziua 6 din cele 6 zile, despre 6 luni de oameni mari. Și nu știu dacă o să fac de dimineață sau o să fac după masă, în funcție de cum o să fie programul, pentru că vreau să fac niște activități cu copiii. Am luat niște lucruri speciale. Probabil o să postez pe story dacă vă uitați. Așa că vă pup, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o seară minunată și să ne revedem în celelalte live-uri sau în oameni mari. Vă îmbrățișez cu drag. Seară frumoasă!